Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Invitatul ediției de astăzi este un tânăr cu multe perspective, care dorește să îi reprezinte pe studenți și luptă pentru drepturile studenților. Este vicepreședinte ANOSR și se numește Petrișor Laurențiu Țucă. Bun venit și mulțumim că ți-ai făcut timp din programul tău încărcat din această perioadă să vii și în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Nu se pune problema să nu răspundem la o astfel de invitație. Prezent în municipiul Baia Mare cu ocazia Forumului Organizațiilor Studențești din România. Se spune că este cel mai important eveniment studențesc al vostru. Întocmai este cel mai mare și cel mai important proiect al nostru, întrucât poate fi considerat chiar punctul zero al unui nou mandat, pentru că aici, înainte de a avea alegerile din anuarea generală, avem o serie de dezbateri, o serie de ateliere, o serie de sesiuni de formare pentru a asigura continuitatea calitativă a voluntarilor organizațiilor membre și pentru a asigura, da, ne asigura faptul că reprezentarea studențească este la un nivel cât mai înalt în România în momentul de față. Cât durează un mandat la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România? Mandatul este de un an de zile. Alegerile sunt în luna august, până de pe un an pe altul. Adică începem înainte de un an universitar, pentru că activitatea noastră se vizează în special studenții și majoritatea lucrurilor importante se întâmplă într-un an universitar. Ce impact are o astfel de alianță pentru studenți? Cât de mult îi ajută? Având în vedere că avem peste 19 ani de experiență, inițial procesul verbal de înființare al ANOSR a fost semnat în anul 1999 la Timișoara de 24 de organizații studențești la acea vreme. De-a lungul timpului, prin consecvență în acțiuni și prin repetate mecanisme de reprezentare, am obținut o serie de beneficii importante pentru studenți. Enumăr câteva, o să încep într-o formă puțin calendaristică. În anul 2012 a fost adoptat, după destul de multe lupte, Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, adică este adoptat prin ordinul de ministru 3666 din 2012 și acolo este reglementată buna guvernanța universităților, trebuie să cuprindă un cod al drepturilor și obligațiilor studentului. Apoi, în 2013, am început o campanie, campania 6%, prin care am cerut guvernanților să adopte și să aprobe un procent de 6% din produsul intern brut pentru educația din România. Iar de curând, în anul 2016, atunci eram președinte al unei organizații locale, am avut un vision camp și am creat campania VIS, Viitorul implică studenții, în care am cerut mai multe lucruri ce țin de buna viață a studenților, iar rezultatele au fost pe măsură. Am reușit să creștem fondul de burse, a ajuns, subvenția a fost mărită de la 89 de lei la 201 lei, iar tot în aceeași campanie s-a obținut și acordarea burselor pe perioada vacanțelor. Înainte de campania VIS, bursele se alocau pe 8,2 luni, iar acum se alocă pe 12 luni. Și tot în urma campaniei VIS am obținut gratuitate la transportul feroviar pentru studenții înmatriculați la un ciclu de învățământ cu frecvență, indiferent de vârstă, mai nou, pentru că inițial a fost un prag de vârstă de 26 de ani și am continuat lupta și acum, indiferent de vârstă, studenții pot călători gratuit. Această gratuitate contează pentru studenți? Având în vedere că dimensiunea socială a educației în România și faptul că foarte mulți studenți au probleme de ordin socioeconomic, este un impact major, pentru că nu mulți își permiteau să ajungă acasă sau nu mulți își permiteau să își viziteze un prieten înainte de acest lucru. Am văzut cel puțin în sezonul estival aglomerație în trenurile spre mare, se plângeau și de la CFR că nu prea au vagoane. Într-adevăr, infrastructura feroviară nu a fost dezvoltată.
în vacanța de vară, Ministerul Tineretului și Sportului alocă și o serie de tabere de vară pentru studenți, unele la munte, unele la vară, unele la mare, având în vedere că acum există și gravitatea la transportul feroviar, mai mulți studenți se aplică și primesc aceste locuri de tabără. Își cunosc studenții drepturile sau cât de bine și le cunosc? Noi anual desfășurăm o serie de campanii de informare pentru a conștientiza și a-i anunța pe studenți ce drepturi au în perioada universitară, doar că la început mulți dintre ei nu le cunosc și aici intervine și o culpă a universităților, pentru că nu promovează, iar organizațiile locale trebuie să lupte puțin mai mult pentru a ajunge la student informația respectivă. Dar în mare, drepturile și obligațiile sunt aduse la cunoștință studenților. Sunt universități unde comunicarea este destul de deficitară între studenți și cei din conducerea instituțiilor de învățământ în țară? Mai există cazuri, sunt din ce în ce mai izolate. Actualmente noi avem reprezentativitate în 19 centre universitare din România și încercăm să comunicăm și să îmbunătățim viața tuturor studenților. Ușor universitățile înțeleg rolul de partener al studentului și că nu este doar un beneficiar al actului educațional, ci este un partener pentru universitate. Evoluția ta care a fost în ANOSR? De cât timp activezi aici? Păi, prima dată am cunoscut ANOSR în anul 2015. Atunci eram coordonator de departament al unei organizații membre, apoi am devenit președintele organizației respective și în mandatul 2017-2018 am devenit vicepreședinte relații interne al ANOSR. Da, o activitate complexă care... despre care am putea spune că te-ar putea propusa oarecum mai sus puțin. Sunt alegeri în cadrul acestui forum care se desfășoară în această perioadă aici în municipiul Baia Mare. Nu știu, vei candida? Intenționez să candidez? Întocmai evoluția mea a fost pas cu pas. Am început de la un simplu voluntar într-o organizație locală. Apoi am obținut coordonare un departament, președinte de organizație locală, vicepreședinte și, într-adevăr, actualmente sunt candidatul la funcția de președinte a ANOSR pentru mandatul 2018-2019. Care este impactul acestui forum aici în Baia Mare, iată, într-o capitală a tineretului din România? Baia Mare este capitala națională a tineretului în acest an până pe 1 mai 2019. A preluat titlul de capitală pe 2 mai 2018. Este un impact major pentru că suntem peste 400 de studenți aici în Baia Mare, în care dorim să ne punem la punct o strategie și să stabilim o serie de obiective pentru următorul an universitar și să vedem cum putem îmbunătăți în continuare și cum să păstrăm lucrurile deja obținute pentru studenții din România. Sunt minusuri multe în mediul academic? Minusuri sunt pentru că universitățile încă nu implementează anumite acte legislative. Există și de curând am avut o intervenție, o analiză pe regulamentele de burse. Cum am menționat la început, bursele au crescut, a crescut și fondul, a crescut și perioada de alocare a burselor. Tocmai de aceea a fost emis un ordin de ministru, iar în acel ordin de ministru existau reglementări cum că bursele sociale se pot cumula cu bursele de performanță și de merit. Înainte de acest ordin, conform autonomiei universitare, existau universități în țară care făceau acest lucru. Acum, toate universitățile ar trebui să respecte acest ordin de ministru și trebuie să-și implementeze în regulamentele proprii, prin autonomia universitară, să-și reglementeze acest lucru că bursele sociale se cumulează cu bursele de performanță. La începutul anului universitar am avut surprinderea că încă mai existau universități care nu aveau reglementat intern acest lucru.
Acum noi am avut o analiză, am prezentat-o, am trimis-o către universități. Sperăm ca în următorul an universitar să nu mai existe astfel de lucruri. Da, adică ați tras un semnal de alarmă. Întocmai. Alte probleme pe care vi le doriți oarecum rezolvate? Colegul tău, actualul președinte al ANUSR, Mihai Dragoș, spunea în deschiderea forumului de aici din Baia Mare că pentru această toamnă se dorește o dezbatere mai aplicată a legii educației naționale. Întocmai, Ministerul Educației Naționale actualmente a creat un consiliu consultativ format din mai mulți factori relevanți pentru sistemul educațional din România. Și în trecut, la nivelul administrației prezidențiale s-a derulat proiectul România Educată. Acolo au existat 7 domenii în sfera educațională, iar din informațiile noastre ar urma să fie publicate rapoartele celor dezbaterilor, pentru că au fost o serie de dezbateri, au fost implicați toți actorii relevanți, organizații studențești, structuri ce reprezintă elevii, sindicate, cadre didactice, rectorii și angajatori și toți alți factori ce influențează sistemul din România. Sperăm ca aceste două lucruri, acest Consiliu Consultativ și proiectul România Educată, să ducă la o nouă lege a educației naționale care să fie mult mai concisă și să nu mai existe interpretări greșite din partea universităților în ceea ce se reglementează la nivel național. Ai putea să ne spui două, trei lucruri pe care dorești tu, ca și student, să le vezi acolo, în legea educației, și să poată fi aplicate pentru binele studentului? Desigur, noi ca federație, momentan, inclusiv în cadrul acestui forum, o să avem o dezbatere cu colegii noștri, pentru că dorim să avem o părere unitară și dorim să fie un lucru structurat și să fie din o opinie a cât mai multor studenți. Momentan nu aș putea să spun, pentru că nu a avut loc această dezbatere. Sperăm ca pe viitor să ne fie luată în considerare vocea, și până acum nu a existat semne că nu am fost luați în seamă, dar ar trebui să existe în continuare învățământul centrat pe studenți și universitățile să dezvolte noi medii de învățare moderne pentru studenții din România, pentru că există o problemă la acest nivel. O să vedem cum ne vom poziționa referitor la evaluarea cadrelor didactice de către studenți, pentru că în mod normal trebuie să existe în permanență un feedback din partea studentului la calitatea actului de predare, și să vedem cum putem operaționaliza acest lucru. Momentan, din discuțiile avute cu organizațiile membre și cu voluntarii și reprezentanții acestora, până acum nu au existat un impact major și studenții au încredere destul de limitată în această evaluare a cadrului didactice făcută de noi. Trebuie să vedem cum operaționalizăm în continuare, să crească încrederea studenților și feedback-ul să fie cât mai bun pentru a avea un act educațional cât mai ridicat. Care este reacția cadrelor universitare atunci când vine vorba de a fi, iată, evaluate? Da, este divers. Sunt cadre didactice care fac și primesc feedback permanent, dar există și cadre didactice care sunt destul de reticente. Deși nu înțeleg de ce se creează această reticență, într-adevăr, pentru a avea un act, a preda și a livra un conținut bun, nu este suficient să existe doar un cercetător bun în acel cadru didactic, și trebuie să fie și un pedagog de excepție. Sperăm să se înțeleagă că nu dorim răul cadrelor didactice și acest lucru ne ajută, e un câștig în ambele sensuri, și pentru studenți și pentru cadrele didactice. Există și o gala profesorului Bologna. Într-adevăr. Noi, ca federație, am fost și am militat foarte mult pentru acest proces Bologna. La fel, există voci care doresc să vedem, să se
modifice actualul proces al României. Noi am cerut și am solicitat către anumiți factori relevanți opinii și poate chiar sondaje, să vedem exact cum a fost operaționalizat și implementat acest proces Bologna, pentru că nu există neapărat o vină a procesului în sine și există problema că universitățile au implementat greșit și au înțeles greșit acest proces Bologna, pentru că sunt deja trei cicluri de învățământ. Avem ciclul de licență, ciclul de master și ciclul de doctorat. Ciclul de master în momentul de față în România are o problemă, pentru că nu se aprofundează și în unele cazuri este tratat destul de superficial. Așteptăm, noi o să luptăm pentru a vedea exact care au fost minusurile și încercăm să le reglementăm. Și da, avem o gala a profesorului Bologna prin care încercăm să premiem acele cadre didactice care ne inspiră, acele cadre didactice care ne văd adevărați parteneri și care livrează conținutul într-un mod atractiv și care are un impact asupra studentului. Acum, anual, premiem cadre didactice, există niște reglementări interne prin care formăm studenți ca să poată să evalueze aceste cadre didactice, ne infiltrăm oarecum incognito și ne prezentăm neapărat ca evaluatori, și nu se prezintă voluntarii ca evaluatori, și doar ca simpli studenți care doresc să participe, simpli studenți externi care doresc să participe la un anumit curs. Și există un interviu, mai apoi după evaluare cu cadrul didactic respectiv și la final, în primăvară, se primează cadre didactice cu rezultate bune în zona pedagogică. Da, atunci e momentul frumos. Până să ajungem la această gală, poate colaborarea și comunicarea cu ei nu e așa cum vă doriți de fiecare dată. Ba da, aici comunicarea este destul de bună, doar că procesul până ajungem să premiem. Procesul de formare al studenților, pentru că formăm voluntari interni, avem sesiuni de formare pe mai multe regiuni din țară ale voluntarilor organizațiilor membre, apoi există un proces de evaluare al cadrului didactic, se face și research pe zona de cercetare, pentru că într-adevăr trebuie să vedem și care este potențialul de cercetare și se analizează foarte mult și zona pedagogică și abia după aia se premiază. Dar voluntari găsiți? Desigur, aici primim sprijinul organizațiilor membre. Acum, în anul centenarului ANOSR, cum am zis la început, am fost înființați de 24 de organizații membre. Acum avem 100 de organizații membre, deja din mai multe universități din țară. Există proiecte dedicate anului centenarului, inițiate de ANOSR sau pe care ANOSR dorește să le implementeze? Dorim. Am avut o serie de dezbateri la adunarea generală de la București pe această temă. În câteva centre universitare la nivel regional s-au făcut diverse teme. La începutul forumului am avut o proiecție a unui film documentar despre România la Marea Unire. Apoi am avut o serie de dezbateri și până la sfârșitul acestui an calendaristic ne-am stabilit o serie de direcții și dorim să le implementăm pe această temă a centenarului. Petrișor, tu ești din Calafat, să ne spui cum ai găsit centrul universitar nord de aici, din Baia Mare. Ești un prieten mai vechi, am putea spune, al zonei. Într-adevăr, sunt născut în Calafat, județul Dolj, sunt student, proaspăt absolvent al Universității Politehnică Timișoara. M-am înscris la un program de master tot în Timișoara. În Baia Mare am fost de mai multe ori, întrucât fișa postului meu de vicepreședinte relații interne presupune comunicarea în permanentă cu cele 100 de organizații membre. Baia Mare este un oraș frumos, un oraș liniștit, puțin aparte, dar aparte în sensul că oamenii și locurile sunt excepționale. Și în privința mediului academic, cum ai găsit colegii tăi, nu știu, cadre universitare de aici? Evoluează acest centru universitar? Din cunoștințele mele, anul acesta Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, inclusiv Centrul Universitar de Nord Baia Mare, au trecut printr-o
evaluare instituțională a Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului Superior. Au fost vizite inclusiv aici, în acest centru. Nu s-au semnalat probleme ridicate. Recomandările și raportul urmează să fie publicat. Sperăm ca cadrele didactice, administrativul universității să implementeze recomandările, inclusiv ale studenților, pentru a îmbunătăți viața acestora. Iar din câte știu eu, Liga Studenților Mintea Viteazul din Baia Mare are o activitate destul de bună și își reprezintă cu brio studenții din Centrul Universitar de Nord. Sunt universități din țară care se confruntă cu numărul tot mai redus de studenți, sunt nevoite să renunțe la câteva specializări. Chiar și aici, în Baia Mare, s-au înscris destul de puțin în prima sesiune la anumite specializări, cel puțin de la facultatea de litere. Ce se întâmplă? Aici ar fi o problemă care s-ar putea găsi o soluție în orientarea în carieră a elevilor. Acest lucru nu se face foarte, foarte bine, ba chiar deloc în momentul de față. Și în universități există niște centre de orientare, de consilier și orientare în carieră. Abandonul universitar ajunge la procentaje destul de însemnate și deloc neglijabile. Ar trebui ca pe viitor, și noi am încercat să avem o contribuție pe aceste centre de consilier și orientare în carieră. Ar trebui ca și în mediul preuniversitar să se implementeze și e păcat că nu s-a implementat, pentru că elevul nu este consiliat, nu știe ce să aleagă. Alege o universitate poate mare și o anumită specializare care nu îi se potrivește sau care a fost împins la spate de părinte, de un prieten, deși nu avea aptitudini necesare pentru a urma acel curs, și abandonul universitar este destul de ridicat. Iar în privința înscrișilor, ar fi poate o problemă. Actualmente nu am văzut date de numărul absolvenților de la bacalaureat. Contează mult și procentul de promovabilitate. Întocmai. Da. Ce se întâmplă cu colaborarea dintre ANOSR și Ministerul Educației? Este mai bună decât cea cu Ministerul Tineretului și Sportului, spre exemplu? Noi am dovedit că suntem un actor relevant pentru sistemul educațional din România și am păstrat o comunicare strânsă, o comunicare bună. Am criticat, dar cu rolul de a construi ceva, a existat un dialog critic constructiv din partea noastră. Ușor, ușor se ajunge la maturitatea în care se dezvoltă o mișcare studențească și reprezentanții Ministerului înțeleg exact rolul nostru ca studenți și că dorim să îmbunătățim sistemul de învățământ. Iar pe zona de tineret, într-adevăr, ne implicăm din ce în ce mai mult, pentru că majoritatea, conform legislației în vigoare, tinerii sunt între 14 și 35 de ani, iar majoritatea studenților sunt tineri. Deci trebuie să satisfacem nevoile și tinerilor din această perspectivă. Cu Ministerul Tineretului și Sportului am avut și anul acesta un câștig, să numim așa, pentru studenți, acele tabere de vară pe care le-am amintit. Anul acesta am mărit numărul de locuri și adică în trecut se puteau beneficia de aceste tabere de vară doar studenții înmatriculați la buget, la un ciclu de studiu de la buget. Acum, indiferent de forma de finanțare, dacă este buget sau taxă, studentul poate beneficia conform metodologiei în vigoare. Da, spuneați, sau prin vocea liderilor ANOSR, se spunea că se dorește o educație curată, depolitizată. Care este relația între organizațiile studențești și mediul politic? Unul din principiile ce se regăsesc în statutul federației este non-partizanatul. Nu am militat sau nu am avut poziții împotriva anumitui sau în favoarea unui anumit partid politic. Tot timpul am comunicat cu reprezentanții acestora pentru a avea un rezultate mai bune și mai ample
pentru grupul nostru țintă, indiferent de cine s-a aflat la guvernare, că erau de stânga, dreapta, tehnocrați, datoria noastră era să reprezentăm studenții. Partea politică nu am fost niciodată implicați și nici nu o să fim pe această sferă. Colaborarea cu Consiliul Național al Elevilor cred că este una foarte importantă și necesară pentru voi. Într-adevăr, este o colaborare foarte importantă, foarte strânsă. Inclusiv în mandatul acesta am avut o ședință comună, biroul de conducere la NEOSR cu biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor. Ea a avut la Timișoara în primăvară. Eu și colegul meu Marius am participat la adunarea generală a CNE ce s-a desfășurat acum o săptămână tot în Baia Mare. Patru reprezentanți ai lor, inclusiv președintele nou ales, este prezent la Forumul Organizației Studențești din România, întrucât nu poate să existe învățământ superior fără învățământ preuniversitar. Colaborăm bine cu Consiliul Național al Elevilor. Da, ai experiență în acest domeniu. Cum vezi tu mișcarea studențească sau ce ți-ai dori să vezi mai mult și să aducă această mișcare și fenomen așa în rândul tinerilor? Ușor, ușor am văzut că există o implicare din ce în ce mai scăzută a studenților în zona de reprezentare, în zona de mișcare studențească. Sunt atrași de alte medii, dar organizațiile locale lucrează din ce în ce mai mult la a-și atrage voluntari și a le insufla acest spirit civic pe care ar trebui să-l avem cu toții. Dacă ai fi liderul studenților din România astăzi, care ar fi o primă măsură pe care ai lua-o? Sau dacă ai vrea să schimbi ceva în ANOSR, să impui un alt mod de abordare, nu știu, ce e deficitar azi în ANOSR? Deficitar, nu cred că, adică, poate fi numit deficitar. Într-adevăr, ar trebui și o să lucrăm puțin mai mult la consolidarea locală a organizațiilor pentru a putea implementa mai bine și a-și face vocea mult mai auzită în fața actorilor din universitatea sau facultatea în care își desfășoară activitatea. Cred că la Baia Mare nu e cazul. Nu este cazul, fiind din centrul universitar, fiind și singura organizație și asumă reprezentarea, au o activitate destul de bună și au la nivel administrativ o comunicare ridicată din discuțiile avute cu reprezentanții universității. Contează acest lucru? Desigur, parteneriatul și comunicarea ar trebui să existe peste tot, ar trebui să existe deschidere din partea universităților și să asculte și în principal să sprijine activitatea organizațiilor studențești, pentru că până la urmă ei doresc să facă ceva pentru studenți. Universitățile trebuie să creeze un mediu adecvat pentru studenți, iar organizațiile studențești trebuie să ajute și să sprijine universitatea în acest lucru și universitatea trebuie să fie conștientă că fără organizație bine consolidată și care nu este sprijinită, studentul nu poate fi atât de bine satisfăcut și studentul trebuie să conștientizeze că organizația studențească poate să schimbe viața. Poate și autoritățile locale și județene ar trebui să conștientizeze acest lucru. Întocmai și la acest nivel ar trebui să existe sprijin și comunicare și colaborare cu organizațiile studențești, pentru că majoritatea dintre ele sunt ONG-uri și pot și creează activități și proiecte la nivel local, regional, chiar național și internațional, unele dintre ele. Da, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, câteva cuvinte pentru tinerii din România, pentru tinerii din Maramureș, din partea probabil a unui viitor lider a NEOSR. O să fac o referire la studenți și o să le doresc, vreau să le spun ca să fie cât mai implicați în viața de studenți și să înțeleagă rolul unei organizații studențești în viața lor. Trebuie să fie un partener și să ofere un feedback obiectiv la actul de predare, pentru ca acesta să fie modificat și să fie cât mai bine structurat. Le doresc
celor care urmează să, să intre în, în primul an universitar o studenție ușoară și să treacă prin toate etapele pentru a ajunge, a ajunge oameni. Inclusiv să se implice în activitățile organizațiilor studențești. Întocmai să se implice în activitățile organizațiilor studențești, desigur. Unul din principiile federației la care și organizațiile membre aderă este principiul deschiderii și indiferent de anumite lucruri, studentul trebuie să ajungă și să este primit într-o organizație studențească. Ei este ajutat să se integreze, au diferite programe de tutorat-mentorat pentru a, a putea clarifica și a-și putea înțelege drepturile, viața de student și tot felul de, de lucruri de genul acesta. Petrișor, îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea asta și mult succes în, în cariera ta. Mulțumesc și eu pentru invitație și poate să ne mai revedem. Cu siguranță, noi luăm publicitate și ne întoarcem cu un alt material.